somn ușor, iepurașule. Haide, în casă, iepurașule! Este ora de culcare, strigă mama. Dar micul iepuraș continuă să sape. Prăjiturile lui de nisip încă nu sunt gata. Unde este forma roșie? Aha, aici e! Iepurașul este un maestru patiser. Vai, micul iepuraș este plin de nisip și lucrurile lui la fel. Trebuie să facă baie imediat. Micul iepuraș sare în cadă. Plăsc, plăsc, plășc, plășc. Mama îl ajută să se usuce. Apoi, micul iepuraș se îmbracă cu pijamaua, cea care are morcovi desenați. Îndată, dar mai întâi, periază dințișorii iepurașului. Puș, puș, puș. Mama continuă să-l spele pe dinți. Nu uită să-l clătească. Gata! Bravo, iepurașule! Ce carte ți-ar plăcea să răsfoim azi? Întreabă mama. Asta! Iepurașul aduce cartea lui preferată. Mama îi citește, iar micul iepuraș se cuibărește în brațele ei. Ah, vai, dintr-o dată își amintește. Unde e Cocoloș? Oare l-a uitat la groapa cu nisip? Mama și iepurașul ies în fugă până afară. Într-adevăr, Cocoloș este încă pe bancă. Ah! Micuțul iepuraș îl îmbrățișează strâns. Mama arată către cer. Uite, spune ea, a ieșit luna și stelele strălucesc. Ele au avut grijă de Cocoloș. Deodată se simte tare obosit. Mama îl duce pe iepuraș înapoi în casă. Acesta se întinde în pat și adoarme îndată. Somn ușor.